Pandurii au parte de un start dezastruos de retur. 0 puncte din 2 meciuri zestra oamenilor lui Ciobotariu, care n-au emis pretenții la Vaslui. Golul din penaltiu provocat de Popete în minutul 5 a turnat plumb în ghetele gorjenilor, care s-au chinuit să țină pasul cu moldovenii. Ciobotariu a atacat voalat arbitrajul după meci. Eu am spus că a fost, în opinia mea, acordat cu mare lejeritate. Nu am spus că a fost sau nu a fost. A fost acordat cu mare lejeritate. Eu sunt curios dacă era de partea cealaltă, dacă s-a acordat penaltul. Sunt tare curios. Stromaier a marcat unicul gol al Pandurilor, însă tabela a indicat deja 2-0 în favoarea gazdelor, care s-au întrecut în ratări până la final. Doar paradele lui Stanca au limitat proporțiile scorului, însă gorjenii rămân fără punct în deplasare de la meciul cu Dinamo din octombrie. Noi pe final am avut câteva contraatacuri. Dacă reușeam să fim mai atenți, poate plecăm cu un rezultat de egalitate. Este un lucru pozitiv pentru că și-au schimbat atitudinea din meciul anterior. Am văzut altă atitudine, altă dăruire. Pandurii sunt pe 13 în clasament la doar 3 puncte în fața primului loc retrogradabil ocupat de Universitatea Craiova. Cele două echipe se vor întâlni într-un derby al suferinței lunea viitoare de la ora 20 la Târgu Jiu.